George Pușcaș este un campion. Fotbalistul traversează cea mai bună perioadă din cariera sa. După ce a revenit la Internaționale Milano, după împrumutul la Palermo, românul nu va rămâne la echipa de pe Giuseppe Meazza. Conform presei din Italia, echipa vrea să-l vândă pe Pușchi cu 8 milioane de euro. Mai mult, lucrurile par să meargă foarte repede, căci oficialii clubului au luat deja legătura cu patronii italieni, iar acesta ar putea să se transfere în Belgia. Dacă transferul o să reușească, atacantul îl va avea coechipier pe... Motivul este de neoprit. Acesta a muncit mult pentru a ajunge unde este acum. Jucătorul nu a avut copilărie și a dedicat totul fotbalului. La 11 ani a părăsit orașul natal pentru a învăța tainele jocului cu mingea la Academia echipei Liberty Salonta. Aici a învățat să se descurce singur și să trăiască printre străini. În anul 2013, Pușcaș a avut parte de un moment dificil din viața sa. Mai exact, a fost accidentat și a suferit două intervenții în doar 5 luni petrecute în peninsulă. După operații, nimeni nu mai credea în el. Ușor-ușor a reușit să scrie istorie în fotbalul românesc la Naționala de Tineret. Ai fost erou, ai marcat cele două goluri. Cum te simți după toată experiența asta? Superb, aveți în față rezultatul nostru, e incredibil ceea ce am realizat și nu știu, am rămas fără cuvinte pentru că dacă a ieșit lumea în stradă și în aeroport, înseamnă că am făcut o Românie mândră. A fost grea perioada asta pentru voi? Foarte grea, pentru că ești în cantonament de foarte mult timp, cu foarte multă muncă, multă presiune, dar am obținut, cred că, ceea ce toată lumea și-a dorit. Hello.